Deci asta este culpă de porc fără... Comisarii CGPC Prahova au efectuat în perioada 30 iunie-4 iulie o serie de controle pentru verificarea respectării prevederilor legale ce vizează protecția consumatorilor la comercializarea produselor alimentare. Astfel a fost verificată și o pensiune turistică din Prahova ca urmare a unei reclamații, dar și un magazin din mediul rural. Din păcate, sesizările făcute erau cât se poate de întemeiate. Deci asta este culpă de porc fără elemente de identificare, la fel și carne tocată. Costița asta nu are elemente de identificare, da. La fel și produsele astea, de asemenea sunt produse expirate, ambalate, da? Expirate. Deci gușă fiartă expirată. În urma controlului s-a constatat că preparatele sau produsele oferite consumatorilor erau expirate și nu se respectau condițiile de depozitare prescrise de producător la materiile prime și produsele existente în stoc. Nici ăștia nu au niciun fel de elemente de identificare. Nu, absolut deloc. 10 de kilograme pește, deci pește ambalat, herring eviscerat, deci expirat. Untura expirată. Cârnați expirați. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 60.000 de lei și au fost oprite definitiv de la comercializare și retrase din circuitul consumului uman 122 de kilograme de produse.